Datoria externă brută a Republicii Moldova este în creștere și la sfârșitul lunii iunie era de puțin peste 6 miliarde 775 de milioane de dolari americani, în creștere cu 1,5% față de începutul anului. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, datoria publică și public garantată constituia în acel moment 1 miliard 806 milioane de dolari, în creștere cu 1,8%, iar datoria privată negarantată s-a cifrat la 4 miliarde 970 de milioane de dolari sau cu 1,4% mai mult decât la începutul acestui an.